Recunosc că după campania electorală în care a fost mobilizată foarte multă lume pe Facebook, deși știam că asemenea mobilizări au avut loc în primăvara arabă și așa mai departe, am constatat că fenomenul ăsta este extrem de prezent și în România. Cred pentru care de o săptămână mă preocupă ce înseamnă Facebook-ul. Edilul a promis că vinerea viitoare, pe vremea aceasta, Primăria Constanța o să se mândrească pe internet cu cea mai elaborată pagină Facebook a vreunei primării din țară. Pentru buna ei funcționare vor munci cam toți angajații. Lumea s-a schimbat, ne place, nu ne place, poate, nu știu, nu ne place mai mult să stea să citească, spre exemplu, mamei mele, nu să stea pe Facebook, dar dacă lumea o găsim în aceste structuri de socializare, atunci noi, ca primărie, trebuie să mergem în aceste structuri de socializare.